Neața, 6.53. Na, nu ca să mai fie gajix. Da. Shit, m-am mici, e patul ăla. Budapesta, hotel clasic gajix, nu? Ia să vedem, I am cute. Oh yeah, I am so cute in this morning. I cannot believe that. Priveleștea e minunată. Niște tei superbe aici, păcat că nu suntem floriți la Gagix, că ăștia miroseau ca lume. Așa, și să-i dăm către Ljubljana. Ljubljana? Nici pe aici, nici știi ce priveleștea? Da. Intrăm în Budapest, Delhi. Să vedem unde ne este trenul. Ia să vedem unde e trenul. După aici trebuie să mergem la tabela aia, să vedem. De acolo s-ar putea ca ăla să fie BWC. Hello. You have an idea the train from for Ljubljana, you know? No, but over there. Thank you very much. The blue one are the international. The green one is the incoming. Okay. Thank you very much. Fixați trenul de direct de Ljubljana. A avut un mare accident și ne-am băgat așa mișto pe un tren, alt tren, schimbat, aventura e maximă. And that's cute, and that's Gagix. Ok. Așa să vă treburile după ce am sărit dintr-un tren din Budapesta până în... Cum? Nu, unde suntem aici? Székesfehérvár. Și abia acum am marcat în trenul care trebuia să vină de la Ljubljana, de la Budapesta către Ljubljana. Nu știu ce accident au făcut pe drum, mi-au spus că e accident. Și nu mai circulă până Budapesta și uite așa ne-am trezit cu probe sportive maxime și dăm mai departe către Ljubljana. Stai că vreau să subliniez faptul cum ce tren de rahat au ăștia cu prizele lor așa la fiecare, nu chiar la fiecare scaun, dar la care poți să-ți încarci bicicleta, cu climatizarea lor, că stai aici ca omul nu știu, la 40 de grade cum am stat ieri în trenul de România,
în curățenia care e aici, nu o să stai ca la România de la avea impresia că faci hepatită ieri. Și oameni faini care te ajută. Ah, și oameni faini care te ajută because s-a întâmplat treaba cu trenul, că n-am mai plecat la 9 din Delhi. Și am luat un alt tren pentru care n-am avut nici bilet și pentru care un naș mai bătrânel a vorbit ieri cu cine a vorbit pe acolo și ne-a lăsat să urcăm repede bicicletele în trenul ăla, că era mai ușor de urcat acolo. Și am ajuns primii la trenul ăsta, nu știu cum să încep explicația, că viața e greu, dar ideea e că am descurcat-o. Și bineînțeles, e mișto să vii, când vii la Budapesta, e mișto să ai o unguraică cu tine, că altfel o încurci de aerul cu tine. Da, se dă mai departe la Ljubljana. Tocmai am dat proba de 300 de metri, nu garduri, scări cu bicicletele, pentru că am luat și al treilea tren pe ziua de azi. Și a trebuit să trecem așa pe sub niște scări, pentru că sunt lifturi, dar bicicletele noastre nu sunt de lift. Și nu, au fost îngăduitori cei de la căile ferate de aici, și din Slovenia, și din... Just a second. And I'm back, because a trebuit să fac și loc în tren un pic la ceilalți călători, pentru că blocam tot cu bicicletele noastre. Și pentru domnul Bogdan, special o dedicație. Domnul Bogdan, cum crezi că poți să pun... Cum crezi tu că poți să pui bike-ul tău pe aici? Opa, ia să vedem și în partea altă. Da, și aici pus. Deci, Bogdanelu e grav la recumbent. Mai vedem. Hai înapoi să ne îmbrăcăm, sau hai să uităm. Am reușit în cele din urmă să ajungem în Ljubljana, unde și plouă acum. Hai că am comis-o, hai să ne îmbrăcăm. Da. Și aici am încurcat un pic viturile. Cred că trebuie să luăm pe scări în jos iară. Și e frumos. Deci Ljubljana și am luat tren către Kotor. Pentru că plouă și nu putem să luăm la pedală. Na, hai să vedem în continuare ce facem.
și să dăm mai întâi bicicletele afară. Yes, am ajuns, finally. Finally, we're here. Goodness. Have a nice day. Yeah. Da, așa că merge ușor. Thank you, though. Just a second. On my cycling, nothing is easy. Everything is heavy. Okay. That's okay. Yeah, yeah. Thank you. Gata, lasă jos. Nu te mai chini. Nu te mai chini. Îngăjit. Așa. Păi ce te rog? Ești pe jocul scricul după partea aia. Băi, nu trebuie un zile. Așa, tot. Gajix. Care? Pobunică. Da, Gajix. Du-te în pisici. Cooper. Două zile de tren. Murda. După bicicleta aia ta, bă. După coburile astea mă murdărit, uite-te, ești. Ce murdărit în halul ăsta. Hai să conectăm bicicleta și o întindem. Să o fucking întindem. What? Da, tu crezi că îmi spun toate secretele mele? Treaba mea cum am pus. Nu se poate așa ceva. I'm fucking believable. E la McDonald's? Am auzit că aici au la McDonald's sau dietetice, Gadget. Da. So, Cooper. Ia să vedem dacă ieșim pe aici. Am reușit să luăm și al patrulea tren pe ziua de azi. Așa, pentru că prin Ljubljana a început ploaia și ne-am gândit noi că e mai bine să nu luăm, să nu mergem pe bicle și bine dracu că n-am mers pe bicle, că sunt niște munți pe ai noștri, pe aici, de, aici sunt în glumă. Hai să respectăm și noi sensul de mers. Așa. În fine. Da. Și acum avem fix 11 km până la camping. Până la un camping în Italia, de fapt. În San, nu mai știu cum zice. Ok.
packaging, water. Suntem, aha. Yes. Suntem la camping Saint Bartolomeu, la intrare în Italia. Nu? Sau Saint Bartolomeu, cum vreau să zice, mă? Ba da, Saint Bartolomeu, nu? Ok. Da, la prima vedere, așa, au meritat alea două zile de stat pe tren. Frumos aici, n-a fost niciodată, superb. Atmosferă pozitivă, oameni mișto, aer mișto.